Doamna Maria Grapini, aș vrea să vă întreb în debutul discuției noastre din această seară, cum se văd protestele din ultima perioadă de la Bruxelles și dacă acestea pot spune ceva despre puterea financiară a românilor? Acum trebuie să vă destăinuiesc dumneavoastră și telespectatorilor că luna aceasta am fost 2 săptămâni în Statele Unite trimisă ca vicepreședinte a Comisiei Piața Internă în vederea negocierilor cu Statele Unite pentru acel acord transatlantic care nu s-a mai făcut niciodată pe partea de schimburi comerciale. Dar este clar că orice protest într-o anumită țară dă un semnal. Faptul că acum în România categorii profesionale, una după alta, ies în stradă, sigur semnalul e și mai clar, în sensul că există o nemulțumire aproape generală, cu excepția magistraților, dar iată că au ieșit și ei acum, n-ar fi avut motiv, și că trebuie făcut ceva. Ceea ce pot însă să vă spun este că, spuneam că m-am întors zilele trecute de la New York, să știți că și în America lucrurile stau prost, adică s-au scumpit foarte mult produsele de mâncare și oricare, însă puterea de cumpărare, pentru că asta a fost întrebarea dumneavoastră, este diferită. Aici trebuie să lucrăm noi, pentru că prețurile până la urmă într-o economie de piață, sigur că sunt reglate de piață în mare măsură, dar condițiile în care cetățenii trăiesc într-o țară trebuie să fie acelea de a își putea asigura o calitate a vieții. Și aici sigur că intră până la urmă necesitățile firești, cum le știm noi de la Maslow, dar și celelalte lucruri. Un cetățean trebuie să aibă bani și de un concediu, să aibă bani și de acțiuni culturale, să meargă la un teatru, la un spectacol, dacă mai are și copii, evident și pentru copii. Din nefericire, crizele acestea succesive au dus la ce? La vlăguirea furnizorului de bani la buget, adică a mediului economic, în mod special al IMM-urilor și evident a fermierilor, pentru că agricultura e năpăstuită și de calamitățile naturale. De aceea cred că, și am spus-o și vechiului guvern, dumneavoastră ați spus că sunt aceiași oameni, sunt un pic diferit, mutați de pe un post pe altul, din păcate câteodată nefericit, și acum mă gândesc la Ministerul Finanțelor, pentru că trebuie să ai un finanțist acolo care să gândească bugetul. Pentru că dacă în criză, și am mai spus-o cred și la dumneavoastră emisiune, dar și la alte emisiuni, dacă în criză tu crești presiunea fiscală, nu faci decât să omori locuri de muncă, să duci în evaziune pe unii curajoși, alții care sunt corecți din naștere închid și sursa la buget în momentul TPN nu mai este nici cât e acum. De aceea, înțelept ar fi acum, unu, să folosească pârghiile europene și anume, pe perioadă limitată se poate într-adevăr să se dea ajutoare de stat și se mai poate să se facă ce încearcă acum acest nou prim-ministru cu nou guvern și anume să se scadă pe lanțul valoric prețurile la alimentele de bază. Nu se poate definitiv, dar pe perioadă determinată există această excepție care se poate da cu o notificare la Comisia Europeană. Pe de altă parte, trebuie să nu poți chiar în criză să spui n-am bani, nu investesc. Trebuie să faci politici în care să permiți privatului să investească pentru că să-ți asiguri venit în perioada următoare. Pentru că altfel n-ai cum să mulțumești nici bugetarii, și mă refer aici la educație, cei din educație, din sănătate, din instituțiile publice ca poliție și așa mai departe. N-ai de unde bani. Pe de altă parte, dacă nu ai sustenabilitate la capitalul autohton, și nu vorbesc de cel străin, care are o altă posibilitate de capitalizare, o altă posibilitate de împrumut, atunci dispare total capitalul autohton. Greșeală de 33 de ani că nu am pus accentul pe capitalul autohton și să creăm o masă critică solidă cu capital autohton.